Scandalul dintre Mădălin Ionescu și Dan Capatos a fost unul dintre cele mai notorii conflicte din lumea televiziunii românești. Deși a început ca o competiție între emisiunile lor, a escaladat rapid într-un scandal de proporții, care a ajuns chiar în instanță. Rădăcinile acestui scandal au început în 2015, când un show păcătos, acum denumit Extra Night Show și Wow Biz, erau două emisiuni populare difuzate de Canal D și Antena 1. Totul a început cu afirmații jignitoare făcute de Dan Capatos la adresa lui Mădălin Ionescu și a formatului său de emisiune. Aceste declarații au alimentat rivalitatea dintre cele două emisiuni și au dus la un război juridic între cei doi prezentatori. Prezentatorul de la Canal D a decis să-l dea în judecată pe jurnalistul de la Antena 1, acuzându-l de afirmații jignitoare și de încercări de denigrare atât la adresa sa cât și a emisiunii pe care o prezenta. Unul dintre momentele critice ale acestui proces a fost legat de acuzația că Dan Capatos ar fi influențat-o pe Mărioara Zăvoranu să facă declarații controversate cu privire la moștenirea fiicei sale, în timp ce aceasta se afla în spital. Această acuzație a adâncit și mai mult conflictul dintre cei doi prezentatori. Criticile și acuzele reciproce au continuat să escaladeze, iar punctul culminant a fost atins când moderatorul de la Canal D l-a acuzat pe Dan Capatos că ar fi influențat negativ evenimentele din viața personală a unei persoane vulnerabile. Această situație a dus la declanșarea procesului în instanță, unde cei doi prezentatori și-au adus argumentele și au încercat să-și susțină acuzațiile. În ciuda unui proces complex și lung, prezentatorul de la Antena 1 a ieșit învingător. Verdictul instanței a confirmat că afirmațiile și acuzele aduse de Mădălin Ionescu nu au fost susținute suficient pentru a justifica o acțiune în răspundere delictuală. Recent, Capatos a decis să rupă tăcerea și să vorbească despre scandalul în care a fost implicat. Prezentatorul de la Antena Star s-a declarat că acum nu mai are nimic de împărțit cu Mădălin Ionescu și că totul a trecut. El a precizat că pe vremea respectivă amândoi s-au lăsat duși de cifrele audiențelor, motiv pentru care nu au ținut cont de scandalul care escalada pe zi ce trece. Vedeta de la Antene spune că în prezent nu mai vorbește cu soțul Cristinei Șișcanu, însă acele vremuri au fost depășite și nu mai există resentimente. A menționat că este obișnuit ca lucruri din trecut să fie aduse în atenția presei și că acest scandal dintre el și Mădălin Ionescu a fost una dintre acele situații. Totuși a subliniat că nu are nicio animozitate față de Mădălin Ionescu și chiar a propus să meargă să bea o bere împreună. Chiar dacă nu mai vorbesc, prezentatorul emisiunii Extra Night Show consideră că acest incident este acum irelevant. A explicat că scandalul a avut loc acum 10 ani și că nu mai are nicio importanță în prezent. În timpul emisiunii sale, bărbatul a subliniat că acea perioadă a fost marcată de o luptă acerbă pentru audiență, dar că acum toate acestea au fost depășite.